Deniza, fă-ți timp, ai grijă de tine. Am să rog pe doamna doctor Ioana Tuhar să ne spună cum putem avea grijă de noi, să prevenim, nu să tratăm. Mulțumim frumos! Bună ziua! Sunt doctor Ioana Tuhar, sunt medic primar, chirurgie plastică și reparatorie la Spitalul Militar din București. Și suntem aici împreună cu toată echipa mea din inițiativa absolut lăudabilă a primăriei Dobroiești, care a sponsorizat complet acest eveniment și care dorim să-i mulțumim. O să fie o prezentare în care noi pe rând o să vă vorbim și o să vă explicăm ce înseamnă prevenție, detecție și reconstrucție după cancerul de sân. După aceea o să așteptăm întrebări din partea dumneavoastră, la care o să avem răbdare să stăm și să răspundem absolut pentru toată lumea. După care veți înscrie pe o listă cine dorește să fie consultată de către noi și ajutată să învețe cum se face autopalparea sânilor, da? Dacă noi, la această consultație, vom constata că este ceva suspect, să spunem, veți putea face și o ecografie, da? Nu putem face ecografie pentru toată lumea, nu este timp de așa ceva, ecografia durează mult mai mult decât consultația, de aceea o să fie o selecție pe care o să facem noi înainte, da? Am să vă prezint echipa mea, dr. Paul Ionescu, dr. Carmen Berinaru, dr. Diana Diaconescu și domnul dr. Florin Caplea, care în momentul ăsta deja realizează ecografii. Și, cu care... pe scurt, există două mari motive pentru care apare cancerul de sân. În primul rând, pentru că îmbătrânim. Cancerul de sân afectează în principal femeile de peste 50 de ani, la care mecanismele de apărare scad. Și în al doilea rând, datorită acțiunii hormonilor feminini, poate ați auzit de estrogen și progesteron. Sunt cele mai frecvente întrebări care mi se pun. Am scăpat de cancer, ce rost mai are să-mi fac reconstrucție? Acesta este rostul, de a redeveni la, de a îți relua viața normală și de a nu trece prin traume care pot fi vindecate. Iar al doua este reconstrucția mamară va aduce la recidiva cancerului? Răspunsul este nu. Reconstrucția mamară nu duce la recidiva cancerului. Prezența la Dobroiești este excepțională, dar nu este primul nostru proiect aici, este al doilea. De data aceasta a fost sponsorizat de Primăria Dobroiești. Doamnele, întotdeauna și prima dată și de-a doua oră au fost foarte implicate și au venit număr mare, după cum puteți să vedeți. Noi facem o campanie de conștientizare, vrem să le spunem doamnelor că cancerul de sân este foarte frecvent, dar poate fi vindecat în totalitate dacă este depistat la timp. Iar depistarea la timp stă oarecum și în puterile noastre, o simplă autopalpare lunară sau o ecografie anuală, o mamografie odată la 2 ani ne poate ajuta să-l depistăm într-un stadiu incipient când poate fi vindecabil 100%. În urma fiecarei dintre acțiunile pe care le-am avut, au fost doamne care ne-au sunat și ne-au solicitat ajutorul. Au fost doamne, așa cum am prezentat, care chiar au beneficiat de reconstrucție de sân în urma faptului că pur și simplu au apelat la noi. Acum 20 de ani nu existau aceste programe. Acum sunt foarte multe, nu numai noi suntem cei care încercăm să vorbim și să conștientizăm femeile despre cancerul de sân. Sunt foarte multe alte asociații care fac acest lucru.